Hristos s-a înviat din morți cu moartea premoarte călcând. Cu toții am murmurat în noaptea învierii. Paștele este unicul moment din an în care Spiritul trebuie să ne învie în fiecare zi, să răzbată și să ne lumineze. Înviați odată cu Hristos, nu vă lăsați pradă deznădejdii. Uitați de griji, uitați și bucurați-vă, pentru că este sărbătoare. Lăsați-vă cuprinși de bucurie, lăsați liniștea să vă intre în suflete și iubirea în inimi. Hristos a înviat! Așa cum doresc tuturor locuitorilor din județul Constanța, ținând seama că și locuitorii municipiului Megidia fac parte tot din județul Constanța, le doresc multă sănătate, fericire, Paște fericit și în continuare evenimente cât mai plăcute în viața lor familială. Cu ocazia sărbătorilor pascale, tuturor cetățenilor ai municipiului Megidia, cele mai bune urări din sufletul meu, lor și familiilor lor, copiilor, nepoților, părinților, și să dea Dumnezeu sărbătoarea asta de Paști să ne împace cu toată lumea și să ne dea speranța unei vieți mai bune, mai demne, pentru că merităm cu toții și în special cetățenii municipiului Megidia merită mult mai bine, un trai mult mai decent și o, de ce nu, o bucurie în fiecare zi. La mulți ani tuturor! Cu ocazia sărbătorilor pascale, urez tuturor creștinilor ortodoxi din Megidia tot binele din lume, să aibă liniște în familie, prosperitate și să creadă și să spere că vor avea parte de o viață mai bună, dar așa cum spune un proverb românesc, așa cum îți așterni, așa trăiești. Eu sper ca mintea românului de pe urmă să ne dea Dumnezeu și să avem puterea de a ne face noi înșine o viață mai bună. La mulți ani și toate cele bune. Doamne ajută! Dragi concetățeni, învierea Domnului nostru Iisus Hristos este momentul plăcut de a vă adresa cele mai sincere urări de sănătate și prosperitate. Fie ca acesta să fie un nou început, fie ca el să aducă în casele dumneavoastră bunăstare, belșug și multe realizări. Hristos a înviat! De învierea Domnului Iisus Hristos ne pregătim cu toții să luăm lumină. Încercăm acum și în continuare să fim mai buni, mai mărinimoși. Să ne dea Dumnezeu puterea să traversăm această perioadă dificilă și înțelepciunea că atunci când va fi cazul să schimbăm ceva, să schimbăm lucrurile în bine. Un Paște fericit! Le urez creștinilor care își sărbătoresc Paștele, sărbătoarea creștinească a Învierii Domnului, în primul rând sănătate, bucurii, belșug pe masă, dar și în suflet. Să nu uităm că este sărbătoarea creștinilor, sărbătoare care ne dă ocazia să fim buni, să fim generoși cu cei aflați în nevoie. Hristos a înviat! Cu ocazia sărbătorilor pascale, urez tuturor telespectatorilor Alfa Media să aibă lumină în case și în suflet, să fie mult mai buni, mai toleranți, să dăruiască și celor din jur și semenilor, pentru că este
cred, cea mai importantă sărbătoare creștină a noastră și trebuie să ne comportăm ca atare. Le urez la mulți ani colegilor mei de partid, de la PSD, de la USR, dar și celor de la alte partide, împreună să colaborăm, să facem ca localitatea Năvodar și celelalte localități, orașe, să fie mai iluminate, mai prospere, mai curate, la propriu și la figurat. Îi invit pe toți să viziteze și orașul meu, orașul Năvodari, care va marca, așa cum i-am obișnuit pe locuitorii orașului, așa cum se cuvine, și sărbătorile pascale. Orașul va fi mai luminat, vom monta figurine cu insemne pascale, cu iepurași, va fi ceva deosebit. Pensiunile din Năvodari vor fi deschise și așteaptă oaspeți, la fel și restaurantele și cafenelele din orașul Năvodari. Paște fericit, Hristos a înviat! Vreau să urez tuturor telespectatorilor Alfa Media TV, dar în special năvodărenilor noștri, sărbători fericite. Este apropierea unei din cele mai importante sărbători creștine. Noi, la Năvodari, știm cum se poate sărbători o astfel de zi. Doresc să le spun să aibă încredere în noi, să știe că suntem aici pentru dumnealor. Le urăm în aceste momente de mare, mare importanță religioasă un Hristos a înviat și vreau să știe că pentru fiecare cetățean din Năvodari, că unul este inginer, că unul este muncitor, că unul este primar, toți suntem egali în fața lui Dumnezeu. Toți avem aceeași soartă și anume soarta de a lupta pentru un viitor mai bun pentru orașul nostru, pentru familiile noastre. Vă urez sărbători fericite, Hristos a înviat! Cu ocazia sărbătorilor de Paști, pentru toți colaboratorii și locuitorii Comunei 23 August, le urăm un Paște fericit, Hristos a înviat, să dea Dumnezeu un an mai bun pentru toată lumea. Cu ocazia sărbătorilor de Paști, Primăria Lumina și Consiliul Local Lumina urează un Paște fericit, prosperitate, sănătate tuturor angajaților primăriei, locuitorilor comunei, agenților economici după raza localității Lumina, colaboratorilor și dumneavoastră televiziunii și mulți ani în continuare. În perioada uneia dintre cele mai frumoase sărbători creștine, sărbătoarea de Paști, urez tuturor locuitorilor din Techiriol și din Constanța toate cele bune și un Paște fericit! Cu ocazia sărbătorilor pascale, le urez sărbători fericite concetățenilor, colaboratorilor și angajaților primăriei Tuzla. Hristos a înviat! Cu ocazia sărbătorilor de Paști, țin să urez tuturor cetățenilor localității Poarta Albă, cât și locuitorilor județului Constanța, un Paște fericit, tot ce își doresc, și sper ca în acest an situația economică a țării să se îmbunătățească, astfel încât fiecare om să simtă creșterea venitului, astfel încât familia lui să ducă din ce în ce un trai mai bun. La mulți ani, Hristos a înviat și să ne vedem sănătoși!
în preajma Sfintelor Sărbători ale Învierii Domnului Iisus Hristos, din tot sufletul locuitorilor Comunei Crucea, să aibă parte de lumină, lumină care să le încălzească atât sufletele, casele, să aibă parte de bucurii, de mulțumire adusă de cei din jur, de copii și nu numai atât, de cei care îi reprezintă în administrația locală. Din tot sufletul, Hristos a înviat. De asemenea, locuitorilor județului Constanța, multă sănătate, împliniri, bucurii, o masă îmbelșugată, alături de cei dragi, alături de întreaga familie și nu numai de aceștia. La mulți ani! Permiteți-mi să vă transmit cele mai alese gânduri dată cu cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, Învierea Sfântului nostru, Iisus Hristos. Fie ca Bunul Dumnezeu să pogoare prosperitate în casele dumneavoastră, liniște și lumină de care avem nevoie. Permiteți-mi să vă felicit pentru tot ce ați făcut, pentru realizările dumneavoastră, să vă urez succes și prosperitate în tot ceea ce veți face. La mulți ani, Hristos a înviat! Transmit ca ziua de mâine să le ofere ceva mai bine decât cea de astăzi. Să dea Dumnezeu să aibă pentru casă, pentru copii, toate cele de trebuință. Să dea Dumnezeu ca prețurile la alimente să nu mai crească. Să dea Dumnezeu căldura să fie mai multă decât a fost anul ăsta. Să le dea Dumnezeu tot binele din lume. Fraților noștri români, pentru că se apropie Paștele, le transmit multă sănătate, la mulți ani și sărbători fericite! Vă urez dumneavoastră, tuturor colaboratorilor dumneavoastră, tuturor colegilor noștri, sărbători pascale liniștite, cât mai puțin pacienți la unitatea de primire urgențe, și aveți grijă la ce mâncați în această perioadă. Sărbători pascale fericite încă o dată! Pentru că vin Sfintele Sărbători Pascale, dați-mi voi atât întregul colectiv de la Alfa Media, cât și cetățenilor Medgidiei să vă doresc sărbătorile cu bine, un Paște fericit și la mulți ani! Fie ca Lumina Învierii și Sfintele Sărbători de Paști să vă aducă tuturor celor care ne priviți multă sănătate, liniște, bucurii și multe realizări alături de cei dragi. La mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor pascale, urez tuturor colaboratorilor, tuturor cetățenilor municipiului Mangalia, tuturor colegilor, tradiționalul Hristos a înviat.
doresc acest moment deosebit să vă aducă în case și în suflete lumină și bucurie, să vă dea puterea și speranța de care aveți nevoie pentru a trece cu bine peste orice încercări. Paște fericit, Frohe Ostern, Kelemes Boldog Hüsveti Ünnepeket, Happy Easter! Un Paște fericit, să aibă liniște în aceste zile, să aibă o vreme frumoasă, Hristos a înviat! Cu această ocazie, fiind o sărbătoare foarte importantă în calendarul religios al poporului nostru, aș dori să transmit tuturor, în primul rând, un mesaj de speranță, pentru că lumina este o speranță care ne dă tuturor gândul că vom ajunge să trăim și o perioadă mai bună și să avem ceea ce ne-am dorit cu toții, și anume, în primul rând, o prosperitate, să trăim în liniște și pace cu toată lumea și, așa cum cu toții ne înțelegem foarte bine în perioada asta, perioada Paștelui, să traversăm și această perioadă, care este destul de grea pentru noi toți, să o traversăm cu un gând senin de speranță.